În ultima perioadă, inspectorii ITM au reluat controalele în domeniile relațiilor de muncă, sănătății și securității în muncă. Doi angajatori au fost depistați cu angajați care lucrau la negru, neregula fiind taxată prin aplicarea de amenzi usturătoare. 8 persoane care prestau activitate fără formă legală de angajare pentru doi angajatori care efectuau de lucrări de construcții în comuna Urdar, respectiv municipiul Târgu Jiu, au fost depistate ieri în timpul unor controale efectuate de către inspectorii de muncă. Pentru angajatorul din Urdar lucrau fără a avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă 6 persoane, iar pentru cel din Târgu Jiu 2. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de 160.000 de lei. Totodată, ITM Gorj a anunțat că a mai aplicat sancțiuni în cuantum de 37.000 de lei și a dispus 38 de măsuri cu termen limită de ducere la îndeplinire după ce angajatorii verificați prezentau nereguli în activitatea desfășurată.